Sunt Raluca, voluntar în cadrul proiectului My Story. Profesor de matematică, primar, scriitor, președinte de Consiliul Județean, Constantin Simirat este un personaj bine cunoscut ieșenilor. Să-l urmărim împreună, rememorându-și amintirile. General, am avut parte de lucruri neplăcute, pentru că a fost cea mai grea perioadă de după război. Eu sunt născut în 1941 și, prin urmare, în perioada 50-60, perioada, să spunem, a copilăriei, unde simți cel mai intens că trăiești cu un copil, asta n-a fost o perioadă plăcută pentru mine. În perioada respectivă, tata era categorisit la Chiaburi și era o persecuție extraordinară din toate punctele de vedere asupra acestor oameni care, în opinia conducătorilor din acea vreme, constituiau o pătură care trebuie lichidată. Și consecințele erau și asupra copiilor destul de dure. O să vă dau doar un exemplu ca să ilustrez cele spuse. Când eram copil în clasa a doua, guvernul a hotărârea de a le da la copii untură de balenă pentru că foarte mulți erau bolnavi de rachitism și încercau să contrabalanceze lipsa de alimentație sănătoasă prin această untură de balenă. Deci, la școală, cu aceeași lingură, era o lingură de astea mari, li se dădea la copii câte o lingură de untură de balenă. Sigur că m-am așezat și la coadă. Și am ajuns să-mi dea și mie lingura respectivă, am cascat un guroi mare ca să iau acea untură. Și persoana de acolo care servea spune, nu, tu ești fiul de Chiabur, treci deoparte. Atunci am simțit, poate pentru prima dată, această discriminare strigătoare la cer, pentru că, din nefericire, tata nu era cu mult mai înstărit decât toți ceilalți. Și, bineînțeles că acest lucru a lăsat o amprentă asupra vieții mele, pentru că n-a fost simplu caz când m-am simțit în afara societății pe care o construiau cu atâta sârg ocupanții țării noastre. De asemenea, când am terminat clasa 4-a, trebuia să mă duc în clasa 5-a și mi-au refuzat înscrierea, tot pe motivul acesta că tata era chiabur. Sigur, un an am stat acasă, eram foarte necăjit, pentru că a nu te primi la școală este, aș spune eu, ceva echivalent cu scoaterea din rândul oamenilor și trecerea într-o altă categorie, mai degrabă animalică decât cea omenească. Doream foarte mult să învăț, aveam câțiva frați care au fost și ei la liceu, la alte școli și, bineînțeles, că urmam drumul pe care l-au parcurs și ei. Au fost și ei exmatriculați și, bineînțeles, că toți eram într-o situație destul de neplăcută. Tata s-a, mă rog, străduit să vorbească cu diversi directori și am fost înscris la o școală și, după un an de pauză, am reluat școala. Ceea ce este de remarcat, nu mă simțeam în școala aceea ca fi având drepturi de elev ca toți elevii. Pentru că directorul juca un teatru de comun acord cu tata, dar eu nu știam. Deci când intra în clasă, dacă din întâmplare intra în clasa în care eram eu, se uita la mine și zice, ei, fiule de Chiaburi, ți-am spus că n-ai și căuta aici, să-ți iei cărțile și să pleci acasă. Sigur că nu plecam pentru că dirigintele era profesorul Zda Stavinescu de la Miorcani. Am făcut școala elementară la Miorcani, acolo unde s-a născut Ionel Pilat. Foarte aproape de locul unde s-a născut și Grigore Vieru și Druță, pe partea cealaltă a Prutului. Și sigur că aveam
această poziție de tolerat, de om fără drepturi egale cu toți ceilalți copii. Asta m-a marcat destul de mult și poate că asta m-a și determinat să mă refugiez mai degrabă în cărți, în domeniul în care puteam să colind fără restricții de niciun fel. Așa se face că am citit foarte mult în viața mea. Deci am fost marcat de mic copil de această, să spunem, agresiune a partidului asupra, să spunem, unei pături sociale care, de fapt, erau gospodarii satului. După aceea au dorit să mai facă gospodari, dar n-au mai putut, pentru că foarte mulți au murit la canal, foarte mulți au murit, mă rog, din cauza terorii comuniste și ceilalți care au rămas n-au mai vrut să fie gospodari. Niciodată tata n-a marșat pe mâna comuniștilor și niciodată n-a acceptat ca Basarabia să fie socotită, mă rog, să acceptăm că Imperiul Rus a cotropit-o. Tatăl meu, vreau să spun că era un autodidact extraordinar. Vă dați seama că pe vremea aceea el avea circa 3.000 de cărți în biblioteca personală. O bibliotecă. Și bibliotecă care, de fapt, a ajuns pe mâna unor activiști de partid, veneau și împrumutau de la tata cărți și nu mai aceau înapoi. Cu învățătura aceasta la New York, care am avut-o, cu o profesoară de matematică care terminase un liceu de 10 clasă și ne preda nouă, eu eram mai mult îndrăgostit ca fată de profesoara de matematică decât ca profesoara. Și datorită acestui lucru, citeam eu singur și învățam matematica ca să o ajut eventual când este înghesuită la o problemă în clasă. Fratele meu era student la matematică și îmi plăcea să cred că este meseria cea mai bună și, prin urmare, de acolo mi se trage mie. De altfel, și tata a avut inclinație spre matematică, pentru că ne rezolvau problemele și în liceu, cele care nu ne ieșau. Deși el nu a avut foarte mult școală, dar avea o logică imbatabilă. Și îmi amintesc că fetița aceasta, care era profesor de matematică, n-a reușit să parcurgă toată cartea. Și atunci când m-am dus la Liceul Național și am dat admiterea, mi-a căzut o problemă în care trebuia să pun în ecuații și rezulta soluția prin calcule și mai puțin printr-o logică foarte solidă. Eu, cum n-am făcut la școală punerea în ecuație, am început să fac prin aritmetică. Și era profesorul Colibaba la admitere. Și erau acolo, dacă spun câte nu știu, cărți pe rafturi, rămân două rafturi libere, dacă spun câte cinci cărți, rămân trei cărți libere, mă rog. Și atunci am început să-i explic profesorului cum stau treburile. Dacă s-ar pune câte patru cărți, ar rămâne așa și dacă nu așa, și el a zis, stai, bebeță, iau de la început. Probabil la început și dădeam rezultate. Răspune de și formula. Omul ăsta face prin aritmetică niște probleme destul de dificile care se rezolvau simplu și mi-a pus nota maximă la matematică, la admitere. Deci, am venit la Liceul Național. Aici aveam un frate la un liceu la Săral și alt frate era student la matematică. Și ca să fiu împreună cu ei, am preferat să vin aici. Pe de altă parte, și tata a vrut și mi-a recomandat Liceul Național pentru că avea un loc de când era tânăr. El era și mecanic, dar era și ferar betonist când avea vreo 18 ani. Și a lucrat la hotelul Traian, la fierul beton care s-a pus în loc.
și vedea în curtea Liceului Național fetele la care el nu avea acces. Și a spus, deci, dacă eu n-am acces la ele, pentru că am altă poziție socială, măcar copiii mei să ajungă să fie egalul lor. Atunci m-a rugat el din tot sufletul să mă duc la Național. Sigur, nu eram impresionat de fetele pe care le văzut tata, mă rog, ochii de adolescent, de tânăr. Așa am ajuns la Liceul Național. Și am avut o viață destul de dificilă în liceu. Sigur, după aceea la universitate am avut o viață mai ușoară, pentru că aveam bursă și aveam totul asigurat, cămin, masă și mai rămâneau și 30 de lei, plus o bursă de mere de 50, era o adevărată avere pe vremea aia. Dar amintiri neplăcute sunt și mai multe în viața mea, pentru că îmi amintesc cum se luau cheaburii, îi chemau la judecată pentru sabotaj sau pentru cine știe ce. Și nu se întorceau acasă, 5 ani de zile erau condamnați la canal și când pleca tata la un proces de acesta de sabotaj, noi nu am rămas bun că de la mort, plângeam în urma lui și știam că nu se mai întoarce. Și vă dau un exemplu care era acuză. De pildă, tata avea tractor și batuză și trăiera tot timpul și într-o zi a crăpat chiloasa de la tractor. Din fericire a avut o alta, a întrerupt trăirișul cum mai mergea tractorul. A venit acasă, pentru că trăiera într-o comună vecină și a luat chiloasa respectivă, am montat-o, dar asta a întrerupt o zi, trăirișul. Sigur că pentru ziua aceasta s-a întocmit proces verbal, sabotaj, chiaburul cu tare, nu știu ce. El și-a văzut de treabă, pentru că nu l-a arestat atunci, pentru că era nevoie să trăiere totuși greul. Și tata a muncit foarte mult până la sfârșitul campaniei. Și ăia de la partid i-au spus că a ieșit primul pe raion. Și dați-mi o adeverință, dacă e așa. Și eu dat o adeverință. Și când s-a dus la proces, a prezentat această adeverință, că a fost primul pe raion și aia cu sabotajul, sigur, n-au mai avut succes. Dar colegii tatei, toți au luat 5 ani, 6 ani la canal. Noi, când am plecat la proces, ne-am rămas bun, plângeam toți în urma lui, că la mormântare. Sigur, când l-am văzut că s-a întors înapoi, a fost o mare bucurie pe capul nostru. Chiar am fost martor la un eveniment destul de neplăcut. Eu m-am apucat să scriu poezie, în general, și mă socoteam în poezie cel mai bun din liceu. Chiar aveam și poezie afișate clasă. Și câțiva băieți au făcut un cerc de amatori de poezie și de cei care scriau poezie și au scris câteva poezii împotriva Uniunii Sovietice și după aceea s-au întâlnit cu cei de la Suceava și au numit acest cerc Mugurile Albastru. Și într-o zi ne-a chemat pe toți în sala de sport și am văzut pe colegii mei, nu erau de clasă, erau cu noi mai mari ca mine, tunși și îmbrăcați în haine de deținuți, au fost judecați în sala de clasă. Li s-a dat între 18 și 22 de ani de pușcărie. Printre ei, șeful era socotit un nepot al generalului Palif. Bun, și li s-a dat aceasta, dar vreau să spun că toți au făcut peste 6 de pușcărie. Deci m-am speriat așa de mult, stăteam pe abator în partea altă a orașului spre est și mi-aduc aminte că am ieșit de la liceu atât de speriat și am văzut că vine tramvaiul, era în vale, venea să meargă spre abator. Și am luat-o la fugă, am ajuns înainte tramvaiului și am pus pe foc tot ce am avut. Cărți. Pentru că poeziile nu le scriam pe un caiet, nu le scriam pe diverse caiete, pe cărți, pe tot ce aveam.
și am adunat pe toate la loc, pentru că poeziile mele erau mult mai parșive decât a lor. Criticam Maria Banuș, Dan Deșliu, Mihai Beniuc. Dacă vreți, vă spun, n-am mai, le-am pus pe foc. Zic, pentru ce poeții zile și atârnălirea în cui? Pentru ce lasă-i cântul și pe seama nimănui? Pentru ce acum lira cade în mâinile la smintiți mai moțoi cu buri căscate ce imită lor părinți? Era, vă dați seama, eram în clasa 10. Eu nu m-am suportit niciodată un politician. Pentru că, din păcate, nici n-am făcut politică. Eu mai degrabă m-am suportit un om care este un servitor în slujba celor care l-au ales. Dacă vă aduceți aminte, când în 1992, când am reușit să fiu primar al municipiului Iași, eu am reușit într-o mare fesenistă. Toată Moldova era roșie. Și vă dați seama că un om cu educația mea nici într-un caz nu putea să fie roșu. N-avea cum să fie roșu, pentru că a suferit foarte mult datorită acestei culori. Și atunci când am ajuns, sigur că nu eram deloc familiarizat cu munca viitoare pe care am dus-o. Dar oamenii care, mă rog, au o experiență de viață, au trecut într-o mulțime de situații, se pot orienta din mers. Eu vă asigur că un om foarte dotat, tehnic, dacă îl sui pe locomotivul, până la urmă îi găsește el cum să o conducă și poate să o fac și foarte bine. Cam așa m-am trezit și eu, primar al municipiului Iași, dar fără să știu cam ce mă așteaptă. Partidul Moldovenilor a fost o problemă ceva mai, aș spune, de frondă. Bucureștiul era ceva mai zbir și mai aforisit decât era Istanbul înainte vreme. Ne trăta ca pe români de categoria a doua. Eu vreau să vă dau un exemplu, comportament de ministru. Ne chema, un ministru mă chema să vin la București mâine la ora, să spunem, 10. Ei, eu trebuia să mă pornesc noaptea. Uneori era și viscol și zăpadă. Și mă porneam toată noaptea și mergeam să ajung la ministru la ora 10. Ajungeam la ministru la ora 10 fără 20. Om cu obraz subțire. Așteptam 11, ministrul nu vine, 12, nu vine, 1, nu vine. Știți, la 2 venea și ne spunea, domnul ministru, îți vine la 3. Și la 3 trimitea după aceea până un locuitor. Eu am socotit că asta e o lipsă de bun simț, o neobrazare din partea ministrului și din partea celor de la București. Când te adunea, te trata acolo, știți, ca pe un fel de nimeni. Deși el era un ministru numit și, în general, numit după ce a contribuit consistent la partid și nu îl îndreptățea absolut nimic să considere atât de superior față de primarii care totuși au dat un examen de foc cu electoratul. Deci oamenii ăștia ne trata pur și simplu cu desconsiderare extraordinară. Cei care erau din Moldova în București, le era frică să spună că sunt moldoveni. Le era și rușine. Și atunci, în spirit de front, am creat acest partid al moldovenilor, care a făcut un statut să fie beton, care să lupte pentru unitatea poporului român. Ei, nu vă spun că a fost un pic de tărăboi la apariția lui, dar după aceea, fete ca, să spunem, Andreea Marin, ca Rădulescu, au început să spună cu mândrie că sunt moldoveni. Până atunci n-a spus niciuna că este moldovean. Ba, Șarșunelul a început să strige și el că este moldovean, nu știu, pe la Vărnișet, nu știu, pe linia două. Și atunci au început să spună. Sigur că după ce am văzut că acest partid prinde și unele voci mergeau spre derapaj, tot eu l-am înădușat. Nu vreau să constituie o problemă pentru România acest partid și mă gândeam, eu nu mă simțeam nici eu așa de bine. Și am zis, dacă vine unul
ceva mai nebun, poate să creez o problemă pentru România. Și atunci am preferat să îl înnăduș după ce am văzut că lucrurile s-au îndreptat cât de cât. Nu mai era aceeași poziție pe care o văzusem până atunci.